Spectacolul caritabil Speranță pentru Ciprian va avea loc joi 4 decembrie, începând cu orele 17 la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Momentele artistice vor fi puse în scenă de către elevii și profesorii din cadrul Liceului de Artă Regina Maria din Alba Iulia. Este un prim pas pentru Ciprian, cel care are nevoie acum, poate mai mult ca niciodată, să-i fim aproape. Orice sumă modică donată pentru Ciprian îi poate salva viața. Vă reamintim, Ciprian Clamba are 13 ani și este elev în clasa a 7-a la Liceul de Artă Regina Maria din Alba Iulia. În urmă cu puțin timp, Ciprian a fost diagnosticat cu tumoare cerebrală, într-o formă extrem de gravă. Șansa lui la viață presupune o operație foarte costisitoare în Franța. Familia lui Ciprian nu își permite costul unei asemenea intervenții. Împreună însă îi putem ajuta. Fiți alături de Ciprian joi 4 decembrie de la ora 17 la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia.